ora de respiro, de introspecție, de analiză, ni s-a alăturat Alina Bădi. Alina, mulțumesc mult că ești alături de noi, pentru că Oare subiectul drag. tău de astăzi este unul care ne va pune pe gânduri cu siguranță. Vorbim despre felul în care ceea ce trăim astăzi este influențat de faptele noastre din trecut. Așa este, Laura, mai exact despre karmă aș vrea să vorbim puțin astăzi, pentru că ne aflăm... Pe ultimele zile, Uh, nici nu știu dacă este o veste bună sau este o veste mai puțin bună. Pe ultimele zile cu uh, soarele și cu Pluto uh, conjuncte în Capricorn, Pluto spuneam că intră în vărsător pentru 20 de ani uh, și uh, se cam uh, fac ultimele plăți karmice. Ca atare aș vrea să înțelegem uh, faptul că în această perioadă nu există practic ideea de revoltă. Nu ne revoltăm orice s-ar întâmpla, nu reproșăm, nu ne concentrăm pe destinul altora, nu facem lucruri care ar putea să presupună o eventuală agresiune asupra altora. Se spune că omul nu poate să întâlnească nimic în viața actuală care să nu fi fost creat tot de el în altă vreme, în alte timpuri, să nu fi fost creat de el anterior. Ca atare, adeseori trebuie să suferim, trebuie să suportăm consecințele faptelor noastre. Pluto, din păcate, nu vine cu atenționări foarte blânde, nu vine cu atenționări foarte blajine, să spunem așa. El este destul de șocant, aduce experiențe dure, practic el înlocuiește ceva de care se spune că ne-am atașat, el lucrează pe legea detașării, Pluto, și fiecare îl avem într-o casă astrală, acolo unde tot timpul ni se sugerează să ne detașăm. Cum ai construit ceva? Pluto vine și îți spune, trebuie să te detașezi. Și atunci distruge acel ceva, într-un mod aparent nedrept pentru noi, pentru că după aceea trebuie să înțelegem filozofia acelui lucru. Când se consideră... Pe sus, cum spun eu, în astral, că ne-am atașat prea mult de o situație, după cum bine știm, nu pune nimic mai presus de Dumnezeu pentru că ți se va lua. Și Pluto este ca un fel de învățător, ca un fel de inspector care îți dă de înțeles că acolo unde el distruge, este cazul să nu mai fii atât de atașat de situație. Exact cum spuneam Laura și data trecută, transformă punctul sensibil în putere. Și acum această conjuncție Pluto-Soare devine un pic nemiloasă pe final de Capricorn până pe 20 ianuarie, când va intra în vărsător, când ambele planete intră în vărsător, se produc niște dezechilibre aparente. Ele, de fapt, nu sunt dezechilibre, sunt corecturi. Pentru că trebuie să înțelegem ce anume ne mai ține legați de zona noastră inferioară, unde încă suntem prea atașați de o situație, unde încă nu înțelegem exact cum funcționează lucrurile. Și trebuie totuși să observăm care este domeniul în care apar cele mai multe nereguli? Pentru că cu siguranță va fi o zonă în care vom primi ceva atenționări, ceva, chiar aș spune lucruri un pic șocante. Această aparentă, despre asta aș vrea să vorbim, despre aparenta lipsă de armonie a actualei noastre vieți, de fapt presupune o armonie totală, dacă ar fi să luăm în calcul și celălalt segment care vorbește despre viețile anterioare în care tot noi, deși acum nu ne recunoaștem, am creat niște conjuncturi. Spre exemplu, o persoană care să spunem este total nemulțumită în plan profesional. Are ghinion, pur și simplu. Există noțiunea de ghinion și există ghinionul în sine. Sau o persoană nedreptățită de către șefi. Sau o persoană care câștigă mult prea puțin pentru valoarea ei. Cu certitudine, dacă ne-am uitat în astrogramă. Sau nu neapărat, sunt și persoane care simt. Am observat că altă dată a nedreptățit la rândul ei. Vom observa că altă dată a creat și ea programe care au adus la dezechilibrele altora. Fie a fost un șef nemilos, fie a fost o persoană care nu a știut să aprecieze munca celorlalți și așa mai departe, sau nu a știut când să uh, își plătească angajații. Deci este bine să înțelegem și să identificăm uh, pentru că vreau să ajung la aceste zile care mai sunt până pe 20 ianuarie, să identificăm care este zona de dezechilibru, unde suntem, ne simțim noi agresați, unde simțim că universul vine cu niște atenționări sau unde ne simțim nedreptățiți și putem fi siguri că aceea este zona unde greșim ceva. De ce să nu fii tu un om puternic și să fii un om slab? Acolo unde este evident că poți să transformi punctul slab în punct puternic, în punct forte. Ne este greu sunt foarte mulți care și am discutat cu diverse persoane în această perioadă care au tendința să povestească mai mult decât este cazul și să insiste pe o situație um, care lor li se pare nedreaptă. Sfatul meu este să nu mai povestim, dacă am putea să nu vorbim deloc, lucruri care au o anumită vibrație, o anumită frecvență nefastă. Deci dacă s-ar putea să încercăm. Să devenim foarte pozitivi, să nu ne concentrăm absolut deloc. Ți-a făcut cineva un rău, uh, ai pierdut ceva, uh, nu ai reușit la un examen, nu mai povesti. Acest Pluto conjunct cu Soarele spune așa, nu petreceți prea mult timp. Bun, informează. Poți să informezi, am pierdut un examen sau am pierdut ceva sau nu mi-a ieșit ceva. Dar după aceea intră direct pe zona opusă a lui Pluto care spune, e este în regulă, hai să încep să construiești. Foarte. Problematic sunt văzute această zi portal de 20 ianuarie pentru care aș vrea să ne pregătim, mai este asociată cu ceva. Cu o conjuncție absolut superbă, tot în acea zi, pe care Chiron o face cu nodul nord. O postură foarte puternică de asemenea lui Marte cu Mercur în semnul Capricornului. Deci, cu siguranță, putem să găsim o energie și o putere incredibilă să deblocăm algoritmări pe care ni le-am făcut la un moment dat sau să deblocăm pedepse karmice prin simpla înțelegere a lucrului care a condus la acea situație nefavorabilă. Nu cred că este o persoană în această perioadă care să spună nu există niciun domeniu în care să simt ceva disfuncțional. Aș vrea să fie, dar este foarte greu, pentru că perioada este de așa natură încât este destul de agresivă și destul de agitată, după cum vedem. Ca atare o persoană care, să spunem, simte o agitație într-un anumit domeniu, sau simte o nedreptate, sau simte că muncește prea mult, sau că, repet, ceva nu funcționează, trebuie să petreacă cel puțin, cel puțin o oră pe zi în care să mediteze, să încerce să acceseze, să apuce de undeva situația care îi se pare nepotrivită. Și cu siguranță, deci este un exercițiu foarte simplu, cu siguranță până la sfârșitul zilei va avea o soluție. Dar ce se întâmplă cu acest Pluto? El spune așa, ca eu să-ți vin cu o soluție, tu s-ar putea să fie nevoie să atingi un nivel de suferință foarte mare. Din păcate. Deci domeniul în care uh, considerați că s-a atins un nivel de suferință suficient de mare încât să vă enervați și să spuneți așa nu se mai poate, este domeniul în care acționează Pluto. Nici măcar nu trebuie să-ți mai faci astrograma pentru că este simplu. Nu cred că există persoană să nu știe unde se chinuie cel mai mult. De asemenea, prin trecutul pe care ni l-am creat, ne găsim într-o situație anumită astăzi. Pornind de la această premisă, această conjuncție Soare-Pluton, nu știu dacă mai avem timp să vorbim pentru fiecare zodie în parte cum percepe această conjuncție, lucrurile pe care noi le-am creat în trecut, orice lucru, orice faptă de-a noastră gând-intenție, creează, aici nu există dubii, nu este ceva de negociat, creează și are o urmare în prezent. Deci trebuie să fim pregătiți să înțelegem care sunt urmările faptelor noastre. Consecințe pot fi lucruri foarte dure. Sunt persoane care se nasc cu boli sau cu handicap sau cu situații total neplăcute. Asta pentru că în trecut s-a creat ceva. Această, această conjuncție Soare-Pluto creează acum pe cuspida între Capricorn și Vărsător un mic șoc în viața fiecăruia. Trebuie neapărat să-l identificăm până pe data de 20 ianuarie. Uh, pentru că altfel este posibil să intrăm cu Pluton Vărsător fără lecția învățată și să nu înțelegem ce urmează să se întâmple. Pentru că de multe ori aud persoane care întreabă cât mai durează acest aspect, că m-am săturat. Ideea nu este, el se poate debloca pe hartă, pe harta astrală, dar noi rămânem în acea energie. Și atunci el continuă să ne apese, continuă să ne dea lecții, pentru că de fapt chiar dacă s-a deblocat pe cer, dacă noi n-am înțeles lecția, el continuă să ne deranjeze. Pentru nativi uh, Berbec, măcar câteva cuvinte, mă gândeam, să spunem, doar dacă mai este timp. Da? Pentru nativi Berbec, această uh, trecerea a lui Pluto din Capricorn în Vărsător pentru 20 de ani. Uh, se produce de pe Casa 10, pe Casa Carierei, unde ei au fost foarte uh, transformați din 2008. Uh, intră pe Casa Vărsătorului. Ca atare, berbecii se vor reinventa în perioada următoare, de două decenii. O reinventare incredibil defavorabilă pentru ei. Nu defavorabilă, <laughs> incredibil defavorabilă. Uh, și uh, vor găsi toate uh, ingredientele să devină pionieri în să, chiar să dezvolte o artă, să devină pionieri în profesia lor, avangardiști, să descopere lucruri inedite. Pentru nativi Taur, voi merge foarte repede, probabil că sâmbătă la emisiune vom vorbi mai detaliat, pentru nativi Taur această tranziție a lui Pluto conjunct cu Soarele, se face invers de pe casa 9, pe casa 10, pe casa carierei. Ca atare, taurii care până acum și-au schimbat principiile și-au trecut prin tot felul de stări din punct de vedere al principiilor. Acum, cu Pluto pe casa 10, încep să se gândească foarte serios și să se ia foarte în serios din punct de vedere profesional cum să ating zona mea de potențial maxim, acolo unde poate până acum doar mi s-a părut că ating potențialul maxim. Pentru Gemeni, cea mai dură poziție a lui Pluto a fost din 2008 până acum, a fost, Pluto s-a găsit pe casa 8 pe casa Scorpionului și acum în sfârșit oarecum îi deblochează și trece pe casa 9, pe casa uh, principiilor, pe casa studiilor, pe casa călătorilor. Deci pentru Gemeni urmează o perioadă pe care eu o vor resimți pentru că ei sunt foarte confortabil cu săgetătorul, destul de plăcut pentru gemeni, urmează călătorii, urmează discuții, studii foarte plăcute, specializări, este o perioadă în care ei sunt încurajați să se specializeze. Pentru raci, pentru raci Pluto trece acum pe casa 8 pe casa Scorpionului, o perioadă în care cel mai important pentru ei este să alchimizeze și să transforme toate zonele de disconfort mai avem măcar câteva minute în toate zonele de disconfort în zone de uh, uh, potențial în zone de forță deci dacă cumva un nativ rac simte să spunem că, nu știu, profesional ceva nu funcționează de ceva vreme nu mai este de glumă trebuie să facă ceva în mod special și să transforme dar pentru că Pluto arată un proces prin care noi trecem până ne transformăm două decenii, nu putem de azi pe mâine nu este simplu, nicio facultate nu o faci într-o zi. Pentru nativi leu, uh... Pluto intră pe o casă destul de dură pentru lei, pentru că știm că pentru lei contează foarte mult parteneriatele de orice natură ar fi ele. Iar cu acest Pluto pe semn opus, intră din casa serviciului pe casa șaptea a parteneriatelor, lei vor fi puțin obligați în perioada următoare să se asocieze cu persoane cu care sunt compatibile, dar cu care totuși trebuie să împartă și să fuzioneze energetic într-un mod deosebit. Adică ei vor trebui să se transforme în funcție de oamenii cu care colaborează. Nu este foarte plăcut pentru lei, fiind semnifixii, sunt puțin mai rigizi, dar este un necesar. Pentru nativii fecioară, trecerea lui Pluto se realizează de pe casa iubirii, de pe casa leului, pe casa a muncii. Vom observa foarte multe transformări pentru nativii fecioară până în 2043. Practic, ei vor descoperi o latură a personalităților profesional foarte special. Nici nu știau că au această latură. Deci transformarea nativilor fecioare este atât de puternică încât dacă ne vom întâlni cu un nativ fecioară peste câțiva ani nici nu vom mai recunoaște profilul lui profesional. Pentru balanțe, migrarea lui Pluto se face de pe casa a patra pe casa a cincea, transformări majore prin intermediul copiilor, prin intermediul persoanelor iubite. Este un pic similar cu natura pe care o are Pluto pe casa a șaptea pentru Leu, deci tot prin intermediul persoanelor dragi vor trece prin transformări. De mare forță vor descoperi de asemenea o putere incredibilă pe care o au și cu care ei pot atât ei să influențeze destinul oamenilor iubiți, dar și pe oamenii îi vor lăsa pe undeva să îi transforme pe ei. Pentru Scorpion, Pluton în sfârșit migrează de pe casa relațiilor. Cred că nativii Scorpion chiar s-au săturat. Au negociat, au discutat, au relaționat atât de mult în ultima perioadă și cunosc cazuri, în Scorpion care efectiv călătoresc tot timpul, discută. Nu au timp de ei pentru că este atât de ocupată de acest Pluto, Casa a treia relațiilor. Și atunci când au zis și ei, cam din 2008 până în prezent, că în sfârșit am un prieten, atunci se face o rocadă și apare altcineva, o persoană mai puternică ca și predestinare. Și acum Pluto migrează pe Casa familiei, pe casa a patra, care nu înseamnă numai familie, înseamnă tot ceea ce ține de casa de domiciliu, de investiții imobiliare, de schimbări, le vor veni tot felul de idei. Mare atenție, noi când vorbim despre zodii, vorbim despre toți cei care se știu cu tipar din zodia respectivă. Pentru săgetători, Pluto migrează de pe casa banilor făcuți prin forțe proprii, casa a doua pe casa a treia relațiilor. Deci săgetătorii vor întâlni foarte multe persoane predestinate karmic cu care vor avea tot felul de business-uri, de negocieri și de afaceri. Pentru Capricorn, evident, Pluto migrează din casa lor de domiciliu de pe ascendent pe casa a doua, vom vedea foarte mulți nativi Capricorn care își schimbă în perioada imediat următoare businessurile și afacerile și încep cu totul la altfel să vadă perspectiva financiară. Pentru vărsători, aș spune că este cea mai bună veste, Pluto trece din cea mai delicată poziție de pe casa a 12-a, casa credinței și a sufletului, unde a făcut niște perturbări incredibile. Pe vărsători nu i-am putut găsi din 2008 până în prezent în aceeași stare de spirit de azi pe mâine. Acum, dacă spune un nativ vărsător că este liniștit, în peste o oră apare ceva care produce o perturbare și acum intră pe Ascendent să vor ocupa foarte mult pentru următoarele două decenii de dezvoltarea lor a personalității, dezvoltarea personală. Deci aici intră foarte multe, o perspectivă incredibilă. Iar pentru Pești, Pluto va migra de pe casa relațiilor, apropi, de pe casa relațiilor relații de toate tipurile. Peștii au interacționat cu foarte multă lume în perioada anterioară, repede din 2000 până acum, până pe 20 ianuarie, și intră pe casa credinței. Peștii vor deveni mentori, vor deveni lideri în următoarele două decenii și vor găsi o supapă din punct de vedere sufletesc și vor fi foarte preocupați de zona spirituală. Absolut toți peștii pe care îi cunosc sunt foarte preocupați de spiritual. Aici nu mai există, repet, este o perioadă în care nu prea mai uh, ține cont de negocieri. Aș spune că nu putem negocia cu destinul în perioada imediat următoare. Și ar că am trebui să-și aleagă o zonă în care pur și simplu să simtă că îi cheamă destinul. Să simtă acea chemare. Practic simt că vreau să mă dezvolt. Simt că energetic pot să fac ceva pentru ceilalți. Noi am tot discutat la ora despre faptul că s-a și Neptun în pești. Ne vorbesc foarte clar despre faptul că cu toții trebuie să avem o abordare spirituală exclusivă a vieții și să facem ceva pentru ceilalți, indiferent de profesie. Și dacă ești, nu știu, economist sau contabil, să spunem o profesie foarte importantă, grea, dar care... Propriu zis, nu ar implica neapărat o manifestare spirituală și cunosc foarte multe persoane cu aceste profesii care și-au descoperit preocupări în zona spirituală. Și fie fac o facultate de psihologie, fie încep să ajute oamenii, devin mentori. Este foarte interesant cum oamenii își schimbă profesiile radical în această perioadă și simt nevoia să se ducă pe zona aceasta spirituală într-un mod foarte serios. De fapt, spiritualul nu permite o altă abordare decât foarte serioasă, serioasă. Deci nu poți să fii superficial, pentru că atunci nu mai este spiritual. Trebuie să facem o foarte scurtă pauză. Te-am ascultat cu foarte mult interes, dar mai sunt uh, niște chestiuni interesante pe O perioadă de transformări pe care o putem valorifica foarte bine, însă dacă o ascultăm pe Alina Bădic, Alina E important să vorbim și despre lucrurile la care trebuie să fim atenți în perioada următoare, pericolele, capcanele care pot apărea. Da, în primul rând trebuie să ne gândim la rezultatele faptelor noastre. Într-adevăr, conjuncția aceasta foarte dură, aș spune, Pluto Soare, care se pregătește să treacă pe Zodia următoare, pe 20, vorbește despre faptul că trebuie să identificăm foarte clar tot ceea ce ține de trecutul nostru. De multe ori avem tendința și tentația să ne raportăm la trecut ca și când alții ne-au greșit nouă. Nimic de zis, de multe ori și alții ne greșesc nouă, dar de. La fel de multe ori este posibil ca și noi să nu acționăm uh, corect. Ca atare această conjuncție Soare-Pluto pe final de Capricorn atrage atenția asupra unor uh, situații karmice pe care dacă nu le înțelegem acum pe ultima sută de metri ele se pot transforma în ceva destul de dușmănos la adresa noastră. Nu aș vrea să sune foarte dur, dar cam acesta este adevărul. Uh, Pluto atunci când schimbă semnul, pentru că el stă foarte mult într-o zodie, urmează să stea două decenii învărsător, are pretenția că atunci când pleacă dintr-un semn, care sigur că da, este reprezentat de o casă astrală respectiv, arată un domeniu de viață în tema personală, noi să cam fi înțeles care este situația respectivă. Noi să ne fi dat seama ce a vrut de la noi, ce a trebuit să transformăm major. Spre exemplu, dacă Pluto tranzitează, nu știu, să spunem, casa banilor, iau așa un exemplu mai neutru. Casa banilor, pentru mine adică mai neutru. Este foarte important să te treacă prin tot felul de situații în care tu ba, ai pierdut, ba, ai intrat într o felul de legături cu oameni care te au perturbat, sau te au înșelat, sau nu știu, ai dat bani și nu ai mai primit înapoi, tot felul de situații bizare. Pentru că Pluto aduce situații foarte stranii care au un pic conexiune cu lumea aceasta greu de controlat, el reprezintă și uh, lumea mai puțin benefică. Și atunci, acum el schimbând semnul și intrând din Capricorn, acolo unde a permis tot felul de manifestări ale puterii destul de dure, acum intră într-un semn unde tot ceea ce va conta în următoarele două decenii va fi. Să ne avem ca frații, să ne înțelegem unii pe alții, să facem fapte bune pentru cei din jurul nostru. Nu va mai exista această preocupare pentru putere, pentru faimă, pentru bani în sensul în care banii te-ar diferenția de cei care nu au. Adică se schimbă natura umană? Ai spus putere, faimă, bani esențiale. Da, da probabil că nu se schimbă chiar fundamental natura umană, dar o să ne simțim ca ragioși. Dacă vom mai continua în stilul acesta, adică dacă vom mai continua să punem atâta preț pe bani sau pe uh, putere, uh, ascensiune socială și așa mai departe. Pentru că Pluto învărsător o să-ți spună în felul următor, tu poți să fii preocupat de ascensiune socială, chiar poți să atingi niște culme ale gloriei sau de bani, dar nu o să se mai minuneze nimeni. Pentru că toată lumea va fi preocupată de modul în care ne înțelegem între noi, cum ne putem ajuta și sigur că da, o să-mi fie mai dragă o persoană care uh, îmi simte sufletul și mă ajută într-un moment de răscruce decât o persoană care uh, doar are o situație financiară deosebită sau nu știu, mă vizitează cu o mașină foarte scumpă sau stă într-o casă foarte scumpă. Ceea ce nu o să mă mai intereseze absolut deloc. Uh, adică cam acesta este mesajul lui Pluto învărsător. Nu ne vor mai interesa, nu ne va mai interesa potențialul financiar sau social al unei persoane ci cum se raportează persoana la noi din punct de vedere al ideii de uh, prietenie, pentru că despre aceasta vorbește vărsătorul. Nu va mai fi posibil nici să vrem, pentru că s-ar putea să avem o surpriză foarte neplăcută, ca atunci când vom avea nevoie de o persoană care, să spunem, ne-a atras atenția prin acest potențial financiar sau social, să nu fie lângă noi și, în schimb, să fie o persoană care este mai modestă, dar care are sufletul mai uh, special. Ceva special ne va spune Alina Bădic și după o foarte scurtă pauză. Mai revenim o dată! Ne apropiem de una dintre cele mai puternice zile din punct de vedere astrologic a lunii ianuarie, ziua de 20, zi portal, așa cum o numești tu, Alina. Iar toate aceste schimbări despre care ne-ai vorbit astăzi și care ne-au captivat. Ar trebui să ajungă la un apogeu pe 20. Da, este într-adevăr un apogeu. De fapt, de, cam de astăzi începe această buclă uh, portal. Uh, trebuie să ne concentrăm pe eventualele situații uh, pe care noi le identificăm uh, ca fiind mai dure, sau care au fost mai dure, mai exact. Din 2008 a început acest pluto pe semnul Capricornului și cam din 2008, desigur, pentru cei care au o vârstă mai înaintate pentru această perioadă din 2008 până în prezent, trebuie să identificăm, nu este o rușine chiar să le scriem, acele momente, acele situații, mai avem timp până pe 20, care ni s-au părut dure, bizare, puternic transformatoare, alchimice și pe undeva chiar șocante în momentul respectiv, pentru că acum. Vom primi pentru fiecare din aceste situații. Cel puțin, o mică atenționare este ca un fel de uh, notă pe care ne-o pune destinul. Deci, sigur, zilele acestea va fi un ceva care ne duce în acea situație din trecut și este ca o ștampilă își spune ștampila, spune: "Mai ții minte când în 2008 sau în 2010 sau în 2015 te ai enervat te ai supărat foarte rău pe o persoană care sau pe o situație. Uite, și într-un fel, repet, puțin bizar, ne pune aproximativ într o situație care are o conexiune cu situația respectivă și uh, universul vine și pune ștampila. Spune: "Uite, asta este părerea mea despre situația respectivă. Fie te întâlnești cu absolut întâmplător cu o anumită persoană, fie treci printr-o situație similară a acelei situații care te enerva, dar ne va fi mult mai ușor să le identificăm dacă le scriem pe o hârtie. Ce ne aducem? Sigur, ni le aducem aminte pentru că au fost destul de tulburătoare. Interesant ar fi să le trecem și cu data la care au avut loc, nu neapărat zi, dar măcar perioada. Și vom observa că exact în aceste ultime zile vor fi niște legături cu acele momente prin care am trecut din 2008, numai cele dure, vorbim doar de cele șocante dure care ne-au scos din circuit. Este imposibil să nu ni le amintim. Alinea Bădic, captivantă discuția, ca de obicei. Te urmărim sâmbătă și te aștept din nou marți aici la News Pass. Cu marți de la ora 14. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Urmează Politica zilei cu Ioana Constantin. Să aveți o după amiază liniștită.